Președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a efectuat o vizită de lucru la centrele de asistență socială aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș din Rucăr. În comuna Rucăr, președintele Dan Manu, alături de reprezentanții administrației publice locale, a purtat discuții cu personalul din cadrul acestor centre privind modul de desfășurare a activității în contextul situației actuale epidemiologice, măsurile de protecție. Lucrurile sunt normale în această normalitate, între ghilimele, acestei perioade de pandemie. Echipa domniei sale gestionează corespunzător toate care se derulează aici. Este o muncă foarte dedicată, de ce? Pentru că se lucrează cu copii. De asemenea, toate grijile, toate acțiunile, activitățile, așa cum sunt conforme zi de zi, trebuie să îndeplinite. Dar prin conștientizare, prin decontaminare, prin prevenire, cred că lucrurile vor merge pe o zonă bună. Personalul centrului asigură zilnic fluxuri de intrare și ieșire a personalului, precum și dezinfecția ale locațiilor. Încercăm în primul rând să menținem psihicul copiilor la nivele acceptabile și să ne comportăm cât mai normal cu putință în această perioadă. Mulțumim pentru sprijin tuturor, mulțumim de GASPC-ului care ne asigură în permanență materiale igienico-sanitare necesare în perioada asta. Am încercat toată durata asta să amenajăm niște circuite separate pentru personalul care nu intră în contact direct cu copiii, ne decontaminăm și ne luăm temperatura în fiecare dimineață înainte și seara la schimbarea turei. Altceva să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să ne auzim cu bine după ce trece toată pandemia. În complexul de servicii pentru copilul în dificultate Rucăr se află instituționalizați 23 de copii și un tânăr de 20 de ani. Serviciile oferite de această instituție sunt centrul de tip rezidențial, centrul de zi, centrul de pregătire și sprijinire a integrării și sau reintegrării copilului în familie.